Mai Banatului a fost organizat ieri la Uzdin de Societatea Literar-Artistică Tibiscus, manifestare care este înscrisă ani la rând în calendarul spiritualității românești și contribuie la eforturile românilor de pe aceste meleaguri pentru a-și păstra vie identitatea națională. Societatea Literar-Artistică Tibiscus a găzduit ieri la Casa Românească din Uzdin, un veritabil centru cultural românesc, oaspeții ediției a 16-a simpozionului internațional Oameni de Seama ai Banatului, care a devenit deja tradițional cu participarea tot mai numeroasă a oamenilor de cultură de la noi, dar și din România. Iubiți frați, simpozionul Oameni de Seama ai Banatului a luat ființă acum 16 ani, în Banatul Sârbesc, cum se obișnuiește a zice, la Uzdin, în cea mai de vest poartă a Românimii. Noi, cei de la Societatea Literar-Artistică Tibiscus, care am inițiat acest mare simpozion, aș zice, și științific, dar și de suflet, suntem mândri de această frumoasă realizare, precum și de cele 16 cărți, actele simpozionului Oameni de Seama ai Banatului, care au fost tipărite ca și recoltă palpabilă acestei mărețe manifestări. Ele vor vorbi într-o viitorime celor care vor veni după noi despre valoroșii oameni ai acestei părți de lume. După cuvântul de salut adresat de Vasile Barbu, a urmat un moment omagial celui care a fost Aurel Turcuș. Dumnezeu să-l ierte! Propunem ca ediția din acest an și celor care vor veni să fie dedicate unui mare scriitor al Banatului, unuia care toată viața a slujit cu destoinicie cauza românească, iar la 26 martie, la vârsta de 69 de ani, a plecat spre Aștri. Domnului Aurel Turcuș, consacrăm în viitor simpozionul internațional Oameni de Seama ai Banatului. Este o mare alinare pentru mine să fiu astăzi alături de colaborator dragi și prieteni dragi ai tatălui meu, alături de care și-a petrecut o mare parte din viață. Aș dori să mulțumesc Asociației Literar-Artistice Tibiscus pentru faptul că următoarele ediții ale simpozionului personalităților bănățene o să fie denumită Aurel Turcuș. Publicului prezent la simpozion, cuvinte de salut au mai adresat dr. Dumitru Mnerie, Nicolae Danciu Petnicianu și Gheorghe Rancu. Simpozionul a început cu o expoziție de fotografii realizate de Asociația Culturală Constantin Brâncuș din Timișoara, din domeniul cultural al caselor de cultură și asociațiilor culturale din România și Serbia, care s-a derulat în baza proiectului IPA, finanțat de Uniunea Europeană. Am vrut să profităm de întâlnirea dumneavoastră pentru a face în numele Asociației Brâncuș încheierea festivă a unui proiect IPA transfrontalier, pe care noi l-am derulat în ultimul un an jumătate. Rezultatele, să zic așa, grafice ale proiectului nostru sunt prezentate într-o expoziție la intrare. Cine dorește are posibilitatea să urmărească activitatea desfășurată pe poze și pe înscrisurile care sunt prezentate acolo. În proiect au participat 10 directori de cămine și asociații culturale din Serbia, respectiv Torak, Žitiš, Zrenja, Uzdin, Banatsko, Novoselo, Pančevo, Dolovo, Glogon, Logve. Îi salutăm pe câțiva dintre ei, sunt prezenți aici. Din România au participat 16 directori de cămine culturale. Împreună și-au propus o strategie de cooperare transfrontalieră culturală, a cărei misiune este dezvoltarea culturii prin afirmarea și promovarea identității bănățene, multilingvism, multiculturalism. După prezentarea proiectului a urmat acordarea diplomelor, în semn de prețuire, mai multor oameni de cultură de la noi, dar și din România, precum și decernarea premiului dr. Gligor Popi. Anul acesta, premiul a fost decernat profesorului dr. Tiberiu Ciobanu, care din motive personale nu a fost prezent. A urmat apoi lansarea volumului Actele simpozionului Oameni de Seama ai Banatului 2011, prezentat de dr. Dumitru Mnerie.
Este o ediție foarte interesantă, atât prin număr de lucrări, cât mai ales prin conținutul acestora și valoare de document, pentru că există consemnate aceste participări personale, individuale, ale fiecărui persoane și asta este un lucru foarte bun. După prezentarea volumului, a început sesiunea de comunicări. Poeți, scriitori, critici literari, jurnaliști și-au prezentat lucrările din mai multe domenii: cultură, istorie, religie, muzică, artă, literatură, care au fost ascultate cu viu interes de publicul prezent la simpozion. Cele trei monografii culturale dedicate școlii, activității teatrale și corului bărbătesc din Uzdin, prin aceasta domnul Petru Șoșdean poate fi considerat pe bună dreptate omul care a contribuit cel mai mult la edificarea urmelor scrise despre aceste trei domenii de activitate pentru Uzdin și nu numai. Fost cadru didactic și secretar al școlii din localitate, astăzi Petru Șoșdean pensionar, s-a născut la Uzdin în 17 ianuarie 1931. În timp de 31 de ani, a îndeplinit funcția de secretar și, fiind în contact permanent cu activitatea culturală de la noi, s-a străduit să dea o atenție cât mai mare consemnării a tot ce avea importanță pentru anii care vor rămâne în urmă, în scopul ca generațiile viitoare să-și poată forma o imagine cât mai clară despre ceea ce s-a întâmplat în trecut. A fost unul dintre întemeitorii animatorii mișcării literare și animatorii mișcării literare în limba română din Iugoslavia în perioada de după cea de-a doua conflagrație mondială. Mai întâi, președintele Cercului Literar Lumina, înființat la Coștei 1946, a cărui succesor este din urma reuniunii jubiliare de la Panceva în 2006, Cercul Lumina Honoris Causa. Fiind și primul redactor responsabil sau răspunzător, cum se semna, al publicațiilor Libertatea Literară 1946 și Lumina 1947. Ca licean a participat la întrunirile Societății Literare Junimea Bănățeană din Vârșeț în anul 1937, după debutul cu poezia Muguri, publicată la Colțul Începătorilor și semnată cu numele Vasile V. Popa Junior în Biruința din 29 februarie 1939, care a apărut în anii între 38 și 1939. Petru Cârdu a fost un amestec de două culturi, română și sârbă. A creat în ambele limbi, însă prin propria admitere, nici într-una nu avea nădejde și nu se simțea sigur. Poeziile mele au două originale, ambele apărute în Suferință, a declarat odată. Poezia dublă a lui Cârdu este o răstignire, spune Iovița Acin. Poetul, fiind răstignit între două culturi, între două limbi, alcătuiește un nou turn Babel, nu cu scopul de a aduce faimă poetului, chiar dimpotrivă, ci cu intenția de a încurca limbile. Partea a doua a simpozionului internațional Oameni de seama ai Banatului va avea loc pe data de 5 mai la Șopotul Nou, județul Caraș-Severin, România. Cu mai multe detalii asupra comunicărilor prezentate la simpozion, revenim într-una din edițiile următoare ale blocului de program Bună seara, Voivodină!